Blur după o pauză de mai mult de 2 săptămâni în care Flavia a lălăit-o, eu având următoarea provocare făcută cu colegii mei Puberu și Cornel de 1,5 săptămâni sunt pregătit. De mai mult? 2 săptămâni. E că e joi, de acum 2 joi. Da, aș vrea doar să menționez că de fapt în gândul meu era altceva, total altceva, dar din motive administrative. Da. Așa a trebuit să reconsider și să aleg altceva. Na, e un pic mai la îndemână, dar am zis să continuăm jocul ăsta, că mă întreabă fanii, mă întreabă oamenii, hai, dă-i ceva. Dacă noi pentru ei facem, sigur că da. Eu o să apar cu un Ferrari mâine, poi mâine, la ușă și o să zic, nu e dragă pentru mine sau pentru faptul că mă apropii de 40 de ani. Și eu pentru fanii mei. Mi strădăm fotografia, dacă se poate, între noi sau pe ecran. De ce? Pentru că vreau să știu în această provocare pe care trebuie să o repet, am o săptămână la dispoziție, desigur, să vedem unde găsim calul. Care, Răzvane, care crezi că trebuie să fiu eu aici? Că eu nu am înțeles. Care sunt eu? Ăla de sus. Ăla de sus trebuie să fiu eu. Foarte bine. Da, eu am cu spatele, adică nu te bazezi pe mine, nu știu. Dar oare trebuie să fiu un colan și bustier? Asta e provocare, adică... Știu, na, trebuia să fie ceva spectaculos, dar nu se mai poate acum. E prea târziu. Dar am ăsta, costumul la mine, Dani, dacă vrei să ți-l împrumut. Mulțumesc, Flavia. Se caută fată. Se caută fată prin sălile de sport prin care am mai trecut sau prin care n-am trecut. Pe la balet. Eu am dat 2 telefoane, acum să vedem dacă... Dacă eu am aceeași greutate din liceu, adică... am 69 de kg, dacă poate cineva să mă ridice de șolduri așa... Ce? Am văzut aici în spate niște doamne. Sunt fetele de la Kangu, ele sunt tari pe picioare, nu pe brațe. Păi... Păi trebuie să fii tare pe brațe.